0505, vă invităm să participați la următoarele ședințe ordinare a Consiliului Local, care va avea loc în data de 20.05.2020-12. Ordinea de zi este următoarea. Proiect de hotărâre privind alegerea subiectului de ședință, inițiator primarul comunei. 2. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul compartimentului de poliție locală, inițiator primarul comunei. Proiectul să fie raport de cercetarea proprietății de primarul comunei. Proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului de dezvoltare a sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și excluziunii sociale, inițiator primarul comunei. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a mijlocului fix și monument Sandureni, inițiator primarul comunei. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de măsuri privind gospodărirea și îmbunătățirea comunei, Sandureni, anul 2020, inițiator primarul comunei. Inițiator primarul comunei. 7. Proiect de hotărâre privind organizarea personalului pe raza comunei Sandureni. Inițiator primarul comunei. Numărul 8. Proiect de hotărâre privind modificarea HRN 26 din 30.04.2020, prin care a avut loc aprobarea de legiul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții, amenajare, parc, copii. Actualizat după licitație. Inițiator primarul comunei. Numărul 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020. Inițiator primarul comunei. 10. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Sandureni a unei investiții. Inițiator primarul comunei. 11. Proiect de hotărâre privind analiza statului de înscriere a datelor de registru aplicat pentru semestrul 2 a anului 2019. Stabilirea costurilor pentru investiții și aplicarea acestei activități. Inițiator primarul comunei. Numărul 2. Supunem la vot procesul verbal de ședința trecută. Cine este de acord? Numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Da, domnul Marian. Altcineva? Ordinea de zi, supunem că nu. Am clipă. Dacă o supunem la vot. Supunem la vot ordinea de zi. Procesul verbal. Cine a fost? Începem cu numărul 1. Deci, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Deci, a făcut domnul Lombu. Dacă mai e cineva. Supunem la vot. Cine vrea acord? Numărul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul compartimentului poliției locale. Inițiator, primarul comunei. Conform proiectului de buget aprobat pe anul 2020, au fost alocate sume pentru norma de hrană a polițiștilor locali, dar pentru a se plăti aceste sume, e trebuie neapărat efectuat hotărârea Consiliului Local, pentru că acum am un picol de lege care precizează în limita bugetului local. Adică anul trecut a fost o sumă, anul acesta altă sumă și toate aceste sume se apropie de către Consiliul Local. Deci sume alocate sunt aproximativ 7.500 de lei de fiecare angajat, adică avem 2 angajați, 15.000 de lei. Sumele au fost incluse în proiectul de buget local referent anul 2020. Discuții? Deci, vreau să spun că este conform. Toate aceste sunt conform legislației, chiar și angajații funcționari public beneficiază de o normă de rană de 317 lei pe lună, polițiștii locali sunt reglementați de alte lege, deci de legea polițiștilor locali, legea 19. Supunem la vot, cine e de acord? Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului de dezvoltare a sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. Este vorba de protocol sau prezinte domnul secretar? Nu, este vorba de protocolul de care se va dori a se încheia cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale în vederea școlarizării unei persoane de pe asistență socială. Cursurile sunt gratuite. Numai că trebuie acolo protocol. Acest protocol și acum vin cu precizarea că aceste cursuri de specializare ar fi fost pentru cei cu studii superioare asistent social șef. Noi neavând personal cu studii superioare, încheiem acest protocol pentru persoanele de asistență socială fără studii superioare. Cu acordul dumneavoastră și a ministerului. Bine.
Da. Se poate face specializarea lor, chiar dacă nu au să dispără. Supunem la vot. Cine e de-acord? Proiectul numărul 4. Proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a mijlocului fix, monument Sădule. Inițiator primar comun. Da. Avem procesul global de recepție a monumentului. Valoarea inițială a monumentului, dacă rețineți bine, a fost 1.450.000, 1.500.000, deci 150.000, 1.500.000. În proiectul inițial nu era malul, era decorativ, de aia piatră decorativă. S-a pus malul, iar valoarea lui este conform procesul verbal de recepție și afișe de 189.000, 1.900.000. Deci, avem toate dispozițiile de șantier, procesul verbal de recepție la finalizare, comisie, adrese către ISC, către Inspectoratul de Stat în Construcție. Atât. Discuții între voastre? Sumă numărul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de măsuri privind gospodărirea și mobilizarea comunei Sădulei în anul 2020. Deci este la fel și același ca cel de anul 2019, numai că Consiliul Local aprobă anual. Sunt prevăzute aceleași lucruri, ceea ce revin în obligația de la cetățenie și la persoane juridice. Vis-a-vis de întreținerea spațiilor, de vorbit, adică curățenie și absolut totul. Nimic altceva. Eu aș vrea să întreb. Referitor la șanțurile pe drumul național, s-a curățat de către cei de la drum și tot pământul s-a dus în șanțuri. De obligația cui este pentru a deformata șanțurile? Da, obligația este pentru drumul național. Că s-au înfundat și am în vedere că e vară, vin ploi foarte să facem o adresă la drumurile naționale. Adesea este la drumurile naționale. Păi să facem o adresă pe drumurile naționale, să chiar m-am uitat în zona Posada, cu șanțul aproape că este inexistent, pe cel puțin pe partea stângă, cum mergem spre Onești, unde toată apa de pe Posada de acolo vine și e mai mult pe drum, prin... Dar e localitatea? Da. Și este localitatea comunității. Și la fapt localitățile drumului naționale. Am mai observat o chestie. Persoane care depozitează grămezi de palasuri prin șanțul pentru drenarea apei. Este normal? Adică tot având în vedere sezonul ploios care... Dați-mi un exemplu. Nu, nu-i mai nominalizez, că nu pe personal. Sunt pe drumul Sătești, că pe drumul național este zoana. Înțeleg că nu e spațiu, dar... Nu, e adevărat, e adevărat. Având în vedere că e sezonul ploios, poate să plouă forțat... Acum se ploie. Da, se poate. Adică dacă la doua într-o zi, nu... Înțeleg că nu este spațiu de depozitat, toată lumea pe care are de construit, e făcut ceva, dar... Da. Atât. Supunem la vot. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului de raportare pe priorități obiective, plan acum privind dezvoltarea economică socială 2020. Este, deci, cum știți, este guvernarea în 2020 și atunci sunt introduse anumite adică se face prezentarea proiectelor pe această listă. Dar nu mai rămas în continuare canalizarea, mai rămas în continuare grădinița, mai rămas în continuare alimentarea cu apă, se preconizează asfaltarea. Dar asta, deci, este un curs. Deci, ceea ce diferă față de anul trecut. Anul trecut, știți, că s-au terminat pe partea asta, la grupul sanitar de la Bășești, nu mai apare, mai apar celelalte două. S-a reabilitat, spuneți-mi, după cursa finală. Da, discresată. Deci asta la te-au dispărut de pe, din proiect. Deci s-au realizat.
Da, și toate acestea au fost induse în strategia de dezvoltare intercomunitară a Comunei Sănătos pe perioada a doua fonduri europene 2017-2020. Dar probabil se va prelungi această perioadă, acest timp la solicitantul, această depunere, până în 2022, având în vedere timpul solicitantului pe perioada respectivă 2017-2020, ar trebui să fie 2014-2020, dar timpul solicitantul a fost foarte târziu, în 2017. Iar aici, din o completare spusă de domnul secretar, vă spun că la nivelul României sunt foarte multe investiții noastre în Mărez, dar noi am început deja ca și prioritate, proiectul care a fost depus pe fondul european, acei 6 km, am început să întocmim în documentație, am făcut studii geo, astfel încât în momentul când se vor finaliza aceste lucrări, care contractele sunt până la 31 decembrie, nu se știe dacă se vor finaliza sau dacă nu se vor finaliza, cofinanțările din bugetul local acoperă într-o mică sau mare parte sume alocate, dar noi trebuie să fim, pregătiți, indiferent cine va fi primar, pentru a avea la dispoziție un nou proiect, astfel încât sume alocate, când deduce pe TVA, sume de închiriere cu bugetul local sau sume din impozite și taxe, pentru a fi cheltuiți în folosul Comunei Sănătoie. Adică, acum prioritar este întocmirea un nou proiect la nivel de comună, un proiect major, astfel încât să acopere toate necesitățile la nivel de comună. Întrebări, ceva? Cineva? Spuneam la vădă, cine dacă? De numărul 7. Proiect de hotărâre pentru organizarea personalului pe rata Comunei Sănătoie. Domnul secretar. Deci, doctor, ca și la celălalt, în fiecare an posibil local de aceeași limite în regulament vis-a-vis de această situație. Regulamentul este la fel ca și anul trecut. Numai că trebuie dat mai devreme, i-a fost chestia cu COVID-ul până acum, nici acum nu interziu, pentru că trebuie dat mai ieși oamenii la mărindam. De ședință ne-a pus domnul Iulian de Pădușo o întrebare, nu știu dacă ați auzit întrebarea și dumneavoastră i-a arătat și are dreptate. Din câte știu eu și ceea ce mi-a spus și domnul Iulian și în anul trecut am avut această discuție, contractele cu Asociația Crescătorilor de Animale se expiră acum în luna mai. Nu știu dacă dumneavoastră au făcut demersuri necesare de prelungire acestui an. Adică eu nu știu, dar prelungirea acestui A nu poate fi făcut decât Consiliul Local. Și aici vreau să spun în nivelul situației, nu au, la, pe primărie, unde îl cunosc pe domnul primar, s-a aprobat prelungirea actului adițional de către domnul viceprimar, domnul primar fiind în concert în momentul respectiv și a avut probleme. Deci prelungirea acestui A în Consiliul Local. Deci, prin Consiliul Local și mai mult de atât, dacă îi scrie domnul Iulian contractul, așa cum știți și dumneavoastră, așa cum știu eu, adică trebuie să vină acolo, astfel și numai că așa știu, dumneavoastră trebuie neapărat să facă de versuri de prelungire acestui an. Adică el nu va mai încasa sumele de la... Da. Supunem la vot. Este o valoare mai mică decât valoarea indicatorii termeni economice aprobați inițial, dar întotdeauna să știți că indicatorii termeni economici sunt pe o valoare de 1 miliarde, chiar dacă valoarea de licitată, să zicem, 1 miliarde de 800, tu să faci așa încât să te apropii cât mai mult din limitul general de indicatorii termeni economici, astfel încât să poți finaliza lucrarea, deoarece pe parcurs execuție lucrări,
Nu este un proiect pus în execuție, este un proiect întocmit și necesită anumite modificări. Adică, în contractele până în 2014, cheltuielile de 3.500 erau puse de proiectaș și făceau parte din contract. Execuția licitată, în care de execuție erau 9, să zicem, 10 miliarde, iar necesarul reprezenta 10-20% în funcție de valoarea procentului pe care îl vedeau. Și atunci se licita execuție, dar contractul erau pusă și necesarul. Asta nu înseamnă că aceste necesaruri trebuiau să fie cheltuite. Nu. Aș vrea să întreb ceva. Deci data trecută noi am aprobat două divizii. Unul inițial și unul după licitație. Amândouă erau cu calculele greșite. Nu, unul singur. Păi capitolul 3 la niciunul nu era ok. Adică sumele de acolo nu corespundeau. Păi... Eu am văzut acolo că acest deviz după licitație nu a fost aprobat de către dumneavoastră. Păi nu a fost aprobat. Dar cel cu indicatorul tehnic economic a fost aprobat. Deci eu nu am văzut. Dar ceilalți a aprobat. Indiferent dacă în capitolul 3 este o mică greșeală, o mare, mică sau mare greșeală, observăm ce? La total general valoarea este corectă. Păi da, dar eu asta am spus, că erau niște calcule matematice care nu dădeau nici în primul, nici în al doilea, la capitolul 3. Și de asta m-am și abținut. Am zis atunci să le corectăm, dacă se poate, în momentul respectiv, ca să treacă așa. Eu știu dacă de acest deviz, n-am cunoștință. Deci și la primul, și la al doilea. E aceeași problemă. Nu băteau. Niciunul nu băteau. Ca și sumă totală, n-am obiectat valoarea totală a proiectului, a lucrării. Poate să fie mai mult, mai puțin. Nu sub forma asta. Doar că niște calcule acolo nu dădea cheie. Adică pe capitolul 3. Nici la primul, nici la al doilea. Și deranjul mai mare, acum... Sper să nu se supere o parte din colegi care am fost în grupa a doua. După ce s-a sesizat inadvertența asta, unii au votat pentru, deși au văzut că este o greșeală. Adică asta a fost mai deranjat. Probabil a votat, că și dumneavoastră au făcut niște calcule, că valoarea finală era aceea. Păi da, dar valoarea finală este dată de niște subuteni. Eu n-am obiectat valoarea finală, dar când tot calculul este... Uitați-vă, depinde de modul de calcule, da? De exemplu, dacă vedeți că v-ați sfârșit, în Excel e pătrățitarea. Și dacă vedem prin forma generală, acum nu știu ce legislație este, era înainte HG28, spunea, spre exemplu, la ce plus mâine este capitolul 1 plus capitolul 2 plus 4 punct 1 plus capitolul 2 plus 4 punct 2 construcții montaj și organizarea de șantier. Ei, când vedem la total general, proiectul nu poate să facă greșeală, să nu adune capitolul 1 și se adune sub capitolul. Spre exemplu, capitolul 3 are sub capitolul 3 cu 1, 3 cu 2, 3 cu 3, și el s-a dus de 3 cu 1, 3 cu 2 cu 3 și iese valoarea. De exemplu, la așa valoarea. Nu vă păcate, că nu ieșea. Calculul final pe capitol 3 nu ieșea cu sumele puse în capitol 3, 1, 3, 2. Pe mine ce m-a interesat acum, că am văzut că este acum. Mai era și o altă chestie, că atunci acum au fost carnate, lipsea un subcapitol 3, 1, 3, 3, 2, cred că lipsea, nu? Sau nu știu, nu? În ceea ce am primit noi cu ceea ce era pe aici. Eu am văzut. Nu era o claritate. V-am zis, probabil, domnul consilier că a aprobat să uitați la valoarea finală. Și după ce am că pe valoarea finală era, țin minte, cum am uitat, era 198.666. Da. Da. Acum este 198.626. Deci s-a mers de 198.666 valoare generală, iar acum este 106.26. Chiar dacă capitolul 3, spuneți, adunate, nu dădea sub capitolul. Păi nu că vă la capitolul 3. La capitolul 3, la proiectare era 0, la studii teren 0, peste tot 0. Aici atacă la 0 pentru că dacă ne uităm pe proiectare în capitolul 3 cu 5, am 3.5 cu 1, 3.5 cu 2, 3.5 cu 3, 3.5 cu 4, 3.5 cu 5 și 3.5-6. Avem 6 subcapitole. În momentul când pe proiectare era 0, înseamnă că subcapitolele au fost adunate pe general, pe 3.5.
Dacă îmi permiteți, zic. Păi nu, în devizul nou am văzut, în devizul nou este de altfel corect. Uitați-vă, aveam 7.000. Și ăla, și ăla care nu l-ați aprobat, aveam 7.000. Aici aveam 0. Pentru că toate astea, sub capitolul 3, 5, 5 cu capitolul 3, era 0. Dar uitați că e 1.900, că s-a fost 7.000 plus 1.000. Deci, eu nu zic că e ok, cum s-a aprobat, dar de asta s-a aprobat. Dacă eu aș fi constatat o greșeală la total general, aș fi modificat. Dar am observat că pe total general era ok. Adică puteam să vin cu modificare și dacă vreți pot să vă aduc atunci, de fiind ăsta este... Dacă ne uităm pe devizul vechi, se vede că e greșeală, nu-i vorba de valoarea finală, cât e. N-am spus că e greșeală. Dar n-am spus că e greșeală. S-au modificat. E capitolul 3. Cel puțin noi am constatat la calculul... E capitolul 3. Era 0. Am văzut asta, că era 0. Dar pe sub capitolul 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 erau sume. Asta înseamnă că pe 3, 5 se adună ca o sumă a sub capitolul 3, 5, 1, 3, 5, 2. Dar era sumă, nu era adunată. Dar da. Și valoarea finală pe total general era 698.666. Avea și pe capitole. A luat de vizul și l-am calculat pe toate capitolele și nu dădea suma generală. Pentru că în capitolul 3, acolo am găsit că lipsea ceva. Dar n-aveam cum să iese 696. Eu cu la... n-aveam cum. Înseamnă că voi intrat o adunat sumele, deci au făcut, nu a adunat 351, dar jos cu adunat 351, 352, 353, pentru că n-aveam cum să iese 666. Înțelegeți? 986.66. Pentru că eu am devizile astea, v-am spus, dar de unde sunt făcute de mine? Pentru că proiectantul nu știe ce lucrări s-a făcut necesarul, cât s-a cheltuit pe studitor, nu știe ce s-a cheltuit pe studitor geo. Și eu le fac. A fost singurul, sunt semnate de el. Eu când lucrez, ele verifică în cele documente necesare, pentru că nu port eu proiectantul, a fost singurul care nu a fost lucrat de mine. Pentru că a fost într-un timp foarte... Acum este lucrat de mine, trimis la dumneavoastră, verificat de dumneavoastră. Și cum semnează el dacă le lucrează? Dar verifică, dar îl face și el. Dar verifică și el. De exemplu, dau un exemplu. Proiectantul îi zic, domnule, am cheltuit la studiu topo 4.000. Îi transmit factura pe studiu topo 4.000. Dau un exemplu. Adică el trebuie să vadă că am cheltuit pe studiu topo 4.000. Studii ce eu, cât ai cheltuit? 1.000 de lei. Trebuie să-i transmit factura cu 1.000 de lei, astfel încât nu pot pune aici 10.000. Am trecut 1.000. Dar să înțelegeți, de ce toate lucrările astea? Vedeți că noi suntem la zi cu toate indicatorii de număr, cu toate deviziile. Pentru că băiectatul nu se lucreze niciodată, că o să steam un băiectat dacă nu-i transmite documente. Deci eu ceea ce fac nu este ok. Nu este ok pentru dumneavoastră. Dar observați că toate acestea sunt verificate pe baza documentelor transmise de noi. Adică nu pot să spun că am dat pe proiectare, nu știu, 10 milioane, dar am dat 7.000. Noi arătăm factura. Ați înțeles? Deci, eu nu zic că capitolul 3 a mers dreptate, că nu era adunat de sumele. Dar pe general, 6.9.6.6.6, vedeți că e ok pe general. Dar n-au obiectat încă o dată, n-au obiectat nimeni valoarea devizului. Dar n-a spus nimeni asta, dar n-a spus. Proiectului. Sau că am ținut să fim împotrivă la chestia asta. Doar că și primul deviz avea aceleași greșeli și al doilea deviz, deși avea altă sumă, avea și el aceleași greșeli. De obicei pe la aceleași capitole. Iar devizul actual a venit cu modificări în toate capitolele. Deci nu numai la 3. Hai să finalizeze. Să finalizeze această discuție. Pe general, sumele erau calculate exact. Adică, pe general, au adunat 351 plus 352 plus 353 plus 354. Pe devizul ăla care l-ați văzut la clasă, e adevărat că pe tema de portare era 0. Dar pe general era 396, vă aduc devizul. Adică... Au ieșit final. Au ieșit final. Deci eu v-am două modificate. Dacă vreau că ieșit final, e adevărat că ăsta, foarte bine că mi l-ați întors înapoi și nu e. Pentru că l-am modificat și am pus pe capitol și am adunat 351, 352, 354 ca să fie ok. Dacă ați constatat și aici, dacă ați observat, am scăzut cheltuielile diverse și neprevăzute de la 22 la 16. Da, am văzut. Deci asta este constatarea care se vrea să puneți. Poftim? Au crescut studiile, s-au scăzut la nivel diverse. N-au crescut studiile. Studiile se tăcă să crească studiile. Domnul, roșii.
specifice. Studiile specifice reprezintă taxe de la ISG, o taxă de 357 și o taxă de 467, adunate fac 448. Aceste studii, alte studii specifice, adică taxe de la ISG, nu... Mai contează, acum avem să s-a corectat, e corect. Păi, de aia eu cred, se corectează devizul 2, dar devizul 1 rămâne tot în forma respectivă. Poate să nu mă numesc mai specific, dar dacă vrei să-l modifică, modifici și fără. Adică, ca și indicator tehnico-economic, este valoarea totală. Capitolul cu etale era zero, dar pe capitolul 3, 5, 1, 5, 2 erau sume prevăzute. Și vă aduc că... Deci eu vă arat că pe 3, 5, 2 era cu etala 7.000 de lei. Deci nu, adică plecăm, e ok să fie făcut corect, adică și pe capitolul corectare să fie fost totul. Da, e ok, dar asta nu înseamnă că e greșit, pentru că oricine poate vedea că la sfârșit, apara e corect. Și n-a obiectat, dar totuși te uiți, cum ai ajuns la suma respectivă, adică e... Păi acum, capitolul 3, când spui la sfârșit, total general, capitolul 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, el e corectat, ce zici? Păi, la capitolul 3, nu mai scrie capitolul 3, și el are un program de calcul și zice 1.1 plus 1.2 plus 2.1 plus 3.5.1 plus 3. El are un mod de calcul, probabil gândit el în modul lui, ce mod de gândire, cu toate că nu-i corect, că apoi tare trebuia 3.5 să fie suma. Păi de asta nu e așa lui domnul Trecăzuș, pentru că el la capitolul 3 e o calcul la 0. Asta e calculul de... Da. Chiar și pe subcapitol, chiar și pe capitol, capitolul 1, 2, plus capitolul 3, plus capitolul 4, plus capitolul 5, nu dădea asta la final. Nu dădea tot în general, ce Dumnezeu. Deci asta e, la primul de azi, s-o remedia problema, s-o sesizat în timp, s-o văzut care e situația și toate sunt bune și frumoase. Nu se și mai contează asta. Important e că n-am aprobat ceva greșit. Adică 40.000, 400.000.000. Cum au fost repartizate aceste sume? Pentru asistență socială, așa cum am prezentat în ședința de proiect de aprobare a bugetului, noi nu avem bani de asistență socială și pentru indemnizație. La nivel național s-au alocat sume foarte mici, respectiv 416.000 de lei, 4.116.000, cofinanțare în partea bugetului local de 10% din suma totală care trebuie alocată. De suma totală pe asistenți și indemnizații este de 1.300.000, respectiv 13 miliarde. Noi în acest moment nu avem decât 4.990.000. Hai să zicem 5 miliarde cu sume alocate de tot. Acum am fost transmis toate, să către primărie Sândurie, către toate primărie, să precizeze ce sume au fost alocate, dacă au fost alocate acele procente de 10% din totalul. Noi am alocat. Dar nu avem banii necesari pentru a primi iunie. Ne mai aveam nevoie de 27.000 de lei, respectiv 270.000. Pentru 270.000 nu puteam să blocăm 30 de ani. Și din acei 400.000 am dus acei 270.000 pentru iluminatul public cu curent electric. Oricum, iar că crescut cheltuielile pe curent electric, am dus 70.000. Deci 270-370-340 și 60.000.000. Ce sunt factorul la prentele? Am văzut că au crescut, dar nu știu de ce au crescut. Deși noi am pus la economice și am... Da, am asfalt public, dar nu trebuie. Adică ce sens? Plătesc în fiecare lună 110.000.000, un miliard. Și anul trecut, prin toate cheltuielile, plăteam și 800.000.000. Nu știu ce s-a întâmplat, plătesc foarte mult. Nu știu. Da, stați un pic, becurile alea care erau un scump de cât erau ale economice, nu becuri fondului normal, la 50 de bani. Indiferent, erau cu sumă mai mare. Nu știu ce s-a întâmplat. Erau mai mari sau înseamnă mai mari?
execuție mult mai mare. Dar poate am ieșit la anul trecut și m-am prezentat pe execuție. Dacă acum am pus lângă 100 de vați pe principală și alea de, de 50 de vați, celălalt de provincie, erau de 40 de vați, de 30. Și mai atunci erau de stâng, în stâng, acum erau de stâng. Da, e ok. Atunci au fost din stâng în stâng, adică aveam la nivel de comună 800 de becuri, acum sunt aproape 1600. Da, așa. Da, ok. Da? Și 6.000 de lei. După cum știți, în proiectul de buget ați aprobat către biserica Sfântul 15.000 de lei pentru centrală. S-a mutat centrala, s-a cumpărat centrala la un viață 4.000 de lei, 40 de ani, s-a cumpărat carofere, toate de la teman, s-au terminat acei 15.000 de lei. 15.000 de lei. Acum ne trebuie să facem votul. Oricum aveam două posibilități să facem cu cineva de la ajutorul social, dar fiind o instituție, facem cu o firmă autorizată și acei 6.000 de lei îi ducem către biserica de la Stufu. Mai mult de atât, am avut... Cât faceți din nos? Nu din nos. În fapt, din ceramică, ceramică cu inox, bine înăuntru și exteriorul călării. Mai scump de lucru. Scump, dar facem unul cu draie și bune. Da, dar sunt răzări care sunt mult mai inox, două... Inox cu izolație, are inox pe care... Cu inox mă costă mai puțin. Deci ceea ce facem este lucru mult mai bun. Corect. Facem lucruri mult mai bune. De exemplu, știți cât mi-a cerut pe inox? Eu vă spun sincer, cât mi-a cerut pe inox? 5.000 de lei. Exact. 5.000 de lei. E 3.500 metri ideal de inox. Corect. 3.500 de metri ideal. Sunt 10 metri, 35 plus... Da, fiind ce mai acolo. Eu am preferat să fie din ceramică, cu inox pe dinăuntru și lipit cărămină. Vă dați seama, și este valoare, este 7.000 fără TVA. Deci 7.000, 9.300, dar este un lucru de altă, fără lucru. Adică, chiar dacă m-aș putea să fac vinara din inox, să dăm 5.000 de lei, dar m-am gândit și la estetic. Adică estetic, călămida aia pusă în jur, estetic extraordinar. Una e când pun ceva de inox și una e când vine estetic. M-am gândit și la estetic, adică pentru 40 de lei. Ce trebuie la un bine, pentru un biseric sau o marică? S-a făcut un biseric, s-a făcut despărțitor, deci de calul ce trebuie să fie. Să mai vede un lan, poftim? Să mai vede un lan de biserică, la micotul despărțitor. Dacă ar fi numai din inox, tot. Mai sunt vorbim două lucruri diferite. Holul nu se face în interior, holul se face în exterior, dar asta. Vorbim este o gădire, nu este o gădire. Da, și că l-am prezis o mușă în spate. Deci, dacă materialul pui în interior, este ok, dar probabilitatea de a incendiu, înainte de a pune întrebare, trebuie să analizez. Treci prin, nu știu câtă scândură, nu știu câtă vată pisică, prin acoperiș, gândiți-vă, unul, ce remediere am, câte lucruri ar fi la interior, dar nu ia foc. Da, dar eu trebuie să spargi la vasturile. Scântura, gințul și tabă. Da? Deci scântura, gințul și tabă. Nu, 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 o să spargi și scântura și gințul și tabă, pe cine face toate reparațiile? Mai mult de atât. Ca să te duci din interior, te duci la o înălțime de 16 metri. Pentru că te duci din interior, mama este în jos, te duci mai încolo. Și atunci, nu știi ca ce cheltuie o să te ajută. Că nu știu dacă o să mi-a ajută 10 milioane pe interior. Adică o să fie 15-16 milioane. Până la urmă, deci tot la ce gaște. Diferențe mari în tot. Da? Și am pus, deci în totul la biserică, da, Stufu, am pus 11.000 de lei, dar necesarul este de 2.300 de lei, dar diferența de autorizare. Deci acum la Stufu, instalația tehnică făcută de o firmă autorizată, orul va fi făcut de o firmă autorizată. Nu are nimic în acest moment, vreau să zic de biserică, așa cum este Stufu. O să fie autorizat toate. Dar pompierii va da mai ca să faci să ne opră în centru, în plăbirea. Da, dar cu volul exterior. Da, mă înțeleg, dar ca centrală. Hai, dispărțătură. Am de zonă. Avem ușa de foc. Dacă n-ai avea ușa de foc, ar fi o problemă. Mă trebuie să zic că l-am vorbit. Și pe pereții din ce sunt? Pereții din ce sunt? La rigiduri, da, dar n-am cu foc. La un moment dat, deci lemnii n-ai găsit. Da.
de estimare. Nu o bani. Supune că am văzut, prin acolo. Acum de voi dacă am văzut. 3. 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 Vorbim de grupul sanitar de la Reșești, este primul grup sanitar finanțat. Pentru că, acum, nu știți cum este. Tot e ok, pentru să termină orice lucrare finalizată pentru mine. În luna mai anul întâi, tot în 2019, s-a dat o hotărâre din guvern în vid alocată o sume privind construirea de grupuri sanitare în unități. La noi am fost prinși de cu trei grupuri sanitare, pe timp cu o masă noi și de ce. Condiția era ca acele sume alocate să fie terminate, finalizate, lucrările să fie finalizate, iar demontările și ele respectiv finalizate până data de 31 decembrie 2019. Un singur grup sanitar s-a finalizat, este cel de la Vercești. Iar acum, vom introduce la inventarul unui grup la grupul sanitar de la Vercești. Valoarea grupului sanitar, dacă ați fost la Vercești, dacă ați fost este un grup sanitar, nu model, foarte model. Am avut odată o recenție și am avut recenție din luna ianuarie și mi s-a refuzat recenția. S-a refuzat licența de către ISC și de către cei din comisie de serviciu, domnul Grăman, toate persoanele, pentru o greșeală, nu de execuție, de proiectare. S-a remediat acea greșeală de execuție, de proiectare, printr-o lucrare de execuție suportată de factorii implicați și încă o problemă care a fost scurgerea de canalizare în fosă. Deci s-a efectuat o scurgere directă în fosă, dar trebuia făcută dintr-un cămin intermediar. Având în vedere că înălțimea era foarte mare și atunci s-a refuzat licența, s-a pus cămin intermediar. Valoarea dată pe care el a fost de 89.000 de lei, 90.000, iar prin urmărea să nu e, am modificat foarte mult proiectul ăla, în sensul că am pus gresie de calitate, nu am pus gresie de 22 de lei. Și vedeți, un grup sanitar nu cred că există, să nu zicem. Nu știu, multe județe nu au un astfel de grup sanitar foarte frumos, extraordinar de frumos. Și valoarea lui a crescut și este de valoarea de execuție. Deci ministerul a dat 90.000 de lei, dar proiectantul, deci pe NCS-ul nu avem decât 6.000 de lei, ca să înțelegeți. Valoarea grupului sanitar de la Vercești a crescut 6.000 de lei față de valoarea dată de proiectant. Care și-a alimentat cu apă? Cu apă de unde aveți? Avem o lege fosă. Acum avem acolo. Da. Valoarea este 123.000 fără TVA. Ori, nu știu, 140.000. 140.000. De care ministerul a suportat 20.000, restul bugetul local. Dar chiar cum o să vă duceți să vedeți un grup sanitar, nu model. Venim vorba și de cealaltă grup sanitar, Sândulen și Coma, este finalizată în proporție de 90%, dar ministerul nu a alocat sumele necesare, respectiv 77.000 și 55.000. Și atunci constructorul a plecat până la alocarea acestor sume. Ministerul Guvernului nu a inclus în proiectul de buget aferent Ministerul Educației Cercetării Naționale și sume aferente pentru aceste grupuri sanitare. A fost o scăpată, dar cu siguranță se vor da bani, adică nu. Ce se va da derogare la condiția de finalizare până la 2000, până la 1 decembrie? El e finalizat. Deci dacă sunt la 90%? E finalizat, să zicem. Mai bine. E acolo finalizat. Spre exemplu, atâta la Coma, pe acum nu cred că se va face din un buget local canalizarea. Deci e o modificare de canalizare și nu... E puțin mai complicat. Adică scurgerea, nu știu unde se face scurgerea, având în vedere că grupul sanitar este la șosea și e pantă față de fosta cea din spate. E puțin mai complicat. O pompă, da, dar încercăm să vedem ce se întâmplă. Decât cu pompele din măsuri mari, am preferat să construim de 300 de milioane în vechiul amplasament al grupului sanitar de la Cărbun cu o fosă și scurgerea să fie făcută în fosta aia, astfel cât împușcăm doar iepuri odată. Când se va face și scurgerea de la Cărbun și scurgerea din partea aia, în vechiul Cărbun.
Adică nu mai este din care faci, a cumpărat o cazare fost septică. Da, aia cu scurgere în gură și ar fi mult mai ok. Și scurgere ar fi corect în partea aia. Cheltuieli, adică o pompă e 100 de milioane, noi cheltuim 300 de milioane. Dar aceste sume se vor aproceta în care greu. Nu? Da. Proiectul de hotărâre privind anumite stații de înscriere a datelor de registru agricol pentru semestrul 2 al anului 2019. Doamnirea măsurilor sunt de eficientizare a acestei activități. Așa cum ați văzut și pe ședința de comisii. Deci, în afară de faptul că vi s-a prezentat acolo absolut toate elementele care sunt cuprinse în registrul agricol și nu numai, absolut toate noile adeverințe și ce situații se transmit atât la statistică cât și la Direcția Județeană Agricolă, pe suport de hârtie, deci de suport electronic este 100%, deci absolut totul încheiat, pe suport de hârtie este undeva la 95-96%. Terminat. Pentru anul 2019. Acum, o spune de o secretar, fac o completare. Dar sunt primit. Atât am văzut la Lucrul Lucru și sincer, acum și încerc să față de plan aleză, până atât de multă muncă la Lucrul Lucru Lucru, nu am crezut niciodată atât de multă muncă. Dar de noi mulți ani să dau seama că e ceva ieșit din comunie. Vine doar la muncă la mine și spune, domnul primar, nu am timp, legea. Da, pentru anul 2020. Și noi, da, acolo ați registre. Și când mă uit acolo registre, el avea doar la o cheltă de cât? De 100 de milioane. De 100 de milioane niște registre. Ok. Și da, cât de registre mea? 68? Da. 68 de registre, așa. Deci pentru toată cum? Ce faci tu 68 de registre? Bă, mai e o prostie de registre, amin. Da, numai opoziția are 25 de ani. Dar nu e opoziție în sensul că fiecare 5 ani se reactualizează aceste legislații agricole. Ca fiecare 5 ani. Și toate acestea sunt de aia. Deci chiar dacă a fost în registru al electronic, nu ai voie să scoți din registru electronic, să zicem, scoatem la 5 ani în registru agricole, documentele din registru agricol, nu ai voie, te-ai scrise la mână. Oamenii, gândiți-vă. 5 ani de zile stăteam acum și împărțeam și mulțeam, dar cum acela trebuie să fie în fiecare zi, câte 3-4 pagini, în timp de 5 ani de zile. Pe cuvântul meu, gândiți-vă, mă gândiți, dar la câte pagini? Adevărat, faci nu, 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 chiar nu am trebuit să vedeți. 365 de zile, înmulțit cu câți ani, 5 ani, sunt 1900 de zile. 365, 5, 30, 1800, 1800, 1900 de zile. Ei, legițele alea, 65 de legiții sunt așa. Deci 3-4 pagini, o muncă enormă. Mai trebuie un om nemic, așa este. E adevărat. Și aici vreau să fac niște completări. Da, mai trebuie un om. Și acum sunt, nu fiam promis, 100% fiam promis că mai trebuie un om. Și, da, acum și voi o să spun asta. Și punem la vot. Dacă doi trebuie. Da, dacă vreau să te ideea și nu vreau să pune spunea să te văd. Primul, vă mulțumesc de pe vreo, dar aceste perioade de audiență, totul a fost ok în Comuna Sândoi. Aici vreau să spun mulțumesc și pentru fiecare care s-a implicat, adică fiecare dintre dumneavoastră ne-a implicat. Am mulțumit și personalul din cadrul primăriei, domnule, chiar a fost ok, tot personalul a fost ok. Adică niciunul dintre ei n-a pus să stea acasă, nimeni nu a obiectat, domnul primar, nemolnăvit, nu știu ce. Noi am luat toate măsurile și o să vedeți că, probabil, avem cele mai mici sume cheltuite pe COVID, dar sume corecte, adică ne-am aprovizionat de ceea ce trebuia, sume mici și chiar vreau să vedeți că nu sunt implicat. A fost da, mă rog frumos, a fost cercare, cum apărea plus Marafie și la... Cel mai important lucru a fost și acum vreau să spun, dar o să mulțumesc multor pentru asta. Dacă venea cineva din străinătate, m-a anunțat, vezi că a venit. Acum pot să spun, de-aia eu m-a sunat la 10 noapte, să mă spun. Domnul primar a venit Vasilescu, Ionescu și Georgescu. Vinimea eu, de-aia am fost m-a sunat. O venit Vasilescu, nu eu după ce am m-a sunat. Adică a fost ok. Asta a fost pentru vechiul nostru, practic. Și să te vezi la cine. Mă-i desconsperați aici. Da, bine, e de bine, nu? Dar pot avea și repercusiuni din partea persoanelor respective, adică. Deci e perfect normal ca să ne anunțăm spre primele comunității. Pot primi repercusiuni.
consilier și eu ca primar, să nu credeți că nu să aveți recurs. Și în primul rând, noi am luat aceste măsuri și am spus, și mă bucur că am luat aceste măsuri și nu am luat împreună cu dumneavoastră, cu toți, de pe data de 26 februarie, când era ziua mea. Prima persoană care a fost izolată la domiciliu a fost tantii de la Coman Iacob, au Petra Iacob, Iacob Maricica, pe 26. Măsurile luate de guvern au fost pe 11-12, noi am luat pe 26. La un moment dat, pe data de 13, imediat a vrut de seama, chiar pe 12, când ne-a solicitat, noi aveam izolați la domiciliu 134 de persoane. La un moment dat, doamna Roșca, doamna Roșca de la DSP, zice, domnul primar, dar pe ce bază a izolat dumneavoastră la domiciliu? Ei, eu vedeam ce se întâmplă în alte state, respectiv în Italia, și vedeam că i-a izolat la domiciliu și eram sigur că se va întâmpla și în România, autoizolare. Și atunci noi ne duceam la oameni, se duceam polițiști local, domnule, nu vă supărați, ați venit o zonă galbenă, nu era zonă roșie de carantinare. Și oamenii au înțeles, să știți că nu am avut probleme decât cu două persoane, o persoană în fondul Verșești, unii dar nume și dacă foarte puține persoane. Adică oamenii au înțeles această autoizolare. Vreau să spun că a fost o bună liniștire. Și dacă n-ar fi fost pandemia asta, nu mi-aș fi dat seama că nu avem nevoie de poliție locală acum la asta. Nu am nevoie. Și vreau să vă spun, dacă dat de Maricica muncește atât de mult 4 ani, tu să plătești de 2 poliții local să-mi stea pe scări. Nu. Deci am ajuns la un mod de gândire pragmatic în vedere, în interesul cetățeanului comun. Nu poți să plătești pentru 2 poliții locali atâtea sume, să te văd că stai. Nu se poate. Deci trebuie să faci ceva. Trebuie să faci ceva și ca să faci ceva, eu i-am mai pus. Au mai completat registrele agricole. Dar au avut foarte mari probleme. Adică ei n-au putut nici local să completeze un registru agricol. Nu se poate să vii la serviciu să stai, ca să înțelegeți. Trebuie să produci, să faci ceva. Poate astăzi sunt puțin mai bogat. Nu fac nimic. Fac 2, 3 ore, 5 ore. Dar când sunt o anumită perioadă. Deci dacă n-am fost această perioadă, mai mult de atât. Cum pot eu? Am avut nevoie de ea. Cum pot să plătesc dacă nu este interesul cetățeanului? Deci nu știu ce voi face, nu știu ce voi analiza, voi face doar cu aprobarea dumneavoastră sau cu neaprobarea dumneavoastră, dar voi iniția un proiect de lege privind funcționarea poliției locale, un regulament de desfințare sau de păstrare a poliției locale. Nu se poate. V-ați văzut cum nu se poate. Dar să le dați de... Deci, să vă spun, asta nu înseamnă că ei îi voi da afară, ca să înțelegeți un lucru. A, domnule, că te da prima afară. Nu, nu înseamnă că te da. Tu ai un contract, iar primarul, conform atribuției de post, redistribuirea de alte posturi. Redistribuirea de alte posturi. Adică, ce vreau să spun? Mie nu mai trebuie un om la registru agricol și chiar doi. Am ajuns la domnul chiar și doi. Îmi trebuie unul, doi. Îmi trebuie pe nu m-am jurist pe stare civilă. Eu nu trebuie un loc, ai poate nu mai trebuie la asistență socială, spune-te. Și ce lucru ai de cură? Dar nu am de ce nu discutăm asta, nu am de ce să deci nu-i de afară și nu-i de afară postul. Și dacă refuză atunci, dar nu se poate. Trebuie să refuză să eu la bar n-ar trebui să fie. Poftim? Eu la bar n-ar trebui să fie. La altă exemplu. Voi eu l-am învățat atât de magica. Nu-i prea atât. Și cura și păstea. Asta nu înseamnă că dacă tatăl, mama m-a făcut inginer agricol sau eu știu ce, trebuie să nu ideam. Ne autospecializăm, ne specializăm. Adică nu există și oamenii au zis eu, sunt cu calde, nu se poate să fie specializat. Da, întrebări la diverse confrunse. Referitor la canalizare, s-au făcut săpături, băieții ăștia n-au compactat deloc. Nimic. Totul natural. Putem să așteptăm la compactare naturală, dar nici nu se mai poate intra în curți. Pe Valea Pisericii au văzut. Pocilă, n-au curățat, n-au... Acum, să mă cred la intrare. Acum nu spune nimeni. Nu s-a opus nimeni să-i tai protezul, să nu-l tai. L-ai tăiat, să-i trecut treaba. Pune ceva, se surpă. Deci, dacă doar dai pe cupa și apoi pământul, nu-i suficient. Atât de clar. Mi-a mai spus că partea de unde știi cum s-a comportat. Ești în zona Pisacă, Baia Bisericii? La ce? Dar ești în zona Baia Bisericii și știi cum s-a comportat? Nu, nu, nu. Nu, 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 nu,
face aici. Nu vă aveam să aici doar curăț spre pod, nu va. Și trebuie să mă dau să mă bag. Eu am văzut că a lăsat în șapte, s-o lăsa pe aici. Păi nu, Valea Pisece, eu văd Valea Pisece. Lasă-i cu oamenii care sunt pe zona aia care le-am dat. Dar ce-i Valea Pisece, mi că puteți și eu. Ia dacă vă rog mă dați. Da, spune-mi și lăsa. Spune dacă, lasă-mi cu mine că sunt în șapte, că am văzut și mi-a anunțat că de pricurii mei. Eu ți-am văzut ce-am văzut, nu v-ați răd cu acea. Eu cred că dumneavoastră este în măsură să vorbească, deci la ce nu vreți mă vorbesc? Ba da, vorbești cu zona mea ta. Pe zona mea am doi consilieri la toată zona mea. Este zis că au constatat. Dar nu faci constatare decât pe zona mea ta. Dacă tu faci ca altă constatare, fără, nu da nicio vorbă, dar fără corecție. Ai la mea dreptate, domnul Julian. Problema mea, în continuă, cel puțin pe această comandă. Ce am văzut în sala de aia, nu mai vreau să mă întâlnesc. În continuu, probleme cu băie cu o comandă. Nu e o comandă. Au compactat aici la domnul național. E ok, au compactat. S-au găsat puțin, dar e ok. Nu o compactat. Dar dacă vrei că se vădă și să ai aveți un dirigente, domnul primar, avem un dirigente de șantier care îl plătim și foarte frumos. Care trebuie, care răspunde de lucrurile astea? Cineva trebuie trase la răspundere până la urmă. Și firma executată încasează niște bani și aia tot se moși. Deci ar trebui să-și facă treaba. Bun, nu-i nimeni atât de distrit să faci perfecțiuni, să nu există. Dar nu poți să dai cupa înapoi pe un lucru doar să-l dai așa înfăiat și să aștepți să compacteze natural. Stăm la... Nu există în construcții compactare naturală. În construcții se face compactare. Aveți dreptate? Asta vreau să întreb și eu. Și asta fiind în zonă, dar când vor începe pe drumul ăsta... Nu, aici nu se discută aici. Aici nu se discută. Aici nu se poate. Măcar la intrări, am înțeles, zona, la intrare am vorbit. Fă un pic de treabă, măcar. Dar vreți să vă spun și cum. Și din zonă o să fie probleme, pentru că s-o fie material, lucrurile în mașină și locarea cine știe. Și poate fie de dată. Și acum se face și ca o vreau un lucru. Haideți o șansă. Nu mai ești pe lucru. Două șansă. Cu condiția locală. E foarte greu să eu coordonez cât pot. Nu spune 10 investiții sunt pe comuna Sătoare. Și în momentul investiției, l-am chemat pe viceprimar, pe Gheorghe Pura și pe domnul Astănoaie. Dom'le, verificați compactarea pe zone, că nu pot în continuu eu, da? Nu că au refuzat, dar ei au zis că nu se verifice compactarea. Ei se cred, mag polițiști ai domnului. Deci nu pot, aici nu le iau apărarea în mână, dar nici nu pot. Ce? Cum poate verifica el? Dar nu le trebuie, dacă doar să-mi spui. Ei au întrebat, uite pe ISC, în cele pe de atât, au pe ISC. Ei n-ai cum să știi el cum se compactează și cât se compactează. Dacă nu au văzut mai acolo compactor, poate să vă spună. Dom'le, n-am văzut compactor. Asta da. Dar gradul de compactare nu poate gătea decât un specialist și n-am numit. Dar nu sunt gătea de compactare. Eu dau cel mai mult. Eu dacă vrem ce trebuie să antier, nu va avertizează. El trebuie să verifice și semnează ceva. Domnul primar, vorbim pe terenul, că a spus să vorbim fiecare pe tarlala lui. Într-adevăr, m-au întrebat persoane de pe Valea Pisece și spre rușinea mea n-am citit proiectul cu canalizarea și n-am știut ce să le răspund. M-au întrebat în șanț, se compactează, se pune balastru? Zic, sincer, nu știu cum. În alte părți, zic, s-a compactat, s-a făcut și raportul direct. Zic, dar nu știu, n-am citit. Dar vorbim pe centru, ca să nu vorbim de alte locuri, pe alte zone. Să îndulem în fața primăriei. Exact pământul, cum a spus Iulian, exact pământul care s-a scos, s-a împins de aici, de la nici până la intersecția următoare și s-a tasat. Ultima dată a trecut buldozerul cu roada pe deasupra. Am avut aici în colț, exact lângă poliție, a pus pământul tot la fel, natural, a trecut puțin. Și după prima ploaie s-a lăsat pământul cu jumătate de metru deodată. De a intrat o persoană cu mașina în gaură. Deci nu vorbim de zone de astea uitate prin sat la deal sau prin capătul Brisecii. Avem aici în centru care ei și-au bătut joc, pur și simplu. Deci nu, eu m-am uitat aici. Nu? Deci nu vorbesc pe alte zone care poate au scăpat, într-adevăr, au făcut puțin... De exemplu, pe zona primăriei, pământul ăla, și i-a făcut o observație și la cei doi băieți de la serviciu tehnic, i-au plecat cu mașina, au văzut pământul ăla, măi, dacă e nici o acolo, ia.
Dacă vedem pe conducta de partea dreaptă, acolo se-a compactat. Și observăm că nu s-a lăsat. S-a lăsat în mașina mea. Vedeți unde mașina mea parcată, s-a lăsat puțin. Venim vorba din partea asta, aici a fost o altă problemă. O problemă. Toate apele din partea de la Ura au venit în acel bazin. Și s-a lăsat, de aia s-a lăsat foarte mult. Păi nu s-a lăsat. În satul Adea nu s-a lăsat că n-a intrat apa deocamdată. Aici la poliție. Da. Nu a avut accident. Păi da, dar ei nu și-a compactat. Înseamnă că în pământul ăla care n-a fost asat, eu am înțeles că se mai lasă 5 cm, 10 cm treptat. Dar ăla n-a fost compactat aproape deloc. Adică de s-a dus la jumătate. Trebuie să omenești ca acum, o altă întrebare. M-au întrebat persoane. S-a trecut la unii cu sistem de ala pe sub podețe, fără să strice podețele, la alții au stricat. Nu știu, întreb tot la proiect. La care e voie să se treacă, la care nu e voie să se treacă. Nu știu ce știți dumneavoastră. Dar ceea ce spun... Nu, întreb. Că am auzit chestia asta. Trebuie să vă spun, dar nu vorbim de auzit. Îmi dați exemplu concret unde a făcut acele... Îmi dați exemplu. Nu spuneți că Ion Vasile Gheorghe a fost aseară cu Mavirea. Nu. Îmi dați-ți concret. A fost Ion și cu Vasile. Se și văd podețe care nu au fost distruse. Întrebarea. Se poate plăti de către beneficiar să nu se strice podețul, să se lucreze altfel? Nu, vă rog, spuneți-mi pe zoare. Și eu am să vă explic ce v-ați întrebat. Dar spuneți-mi pe zoare ca să știu și eu. Îi știți. Nu știu ce. Eu știu să duceți să vedeți podețele. Au trecut pe sub ele fără să fie strivate. Eu știu nici câte o zonă. Atât. Întrebarea. Se poate face contracost? Pot plăti persoanele celor care sapă să le sape așa? Se poate asigura de primărie? Era o întrebare. Asigurat? Nu acuzați. Nu, dacă nu, dacă spuneți de persoane, eu știu că am avut o discuție pe tema asta. Am o discuție pe tema asta și vreau să vă explic în discuție pe tema asta, da? Forajele, pe proiect, forajele, sunt la drumul național. Forajele sunt la drumul național. Pe proiect nu avem foraje la podețe, la oameni. Nu avem foraje. Ei când vin la licitație, vin cu anumite valori. Și dacă vreți valori, pe un foraj de 10 metri, da? Dar eu nu am verificat, costă 150 de milioane. Da? Eu vă spun că în acest moment ei au făcut 3 foraje care eu nu le-am plătit. Eu le-am spus, nu mai faceți niciun foraj, că nu vă plătesc foraje. Forajele care sunt plătite în acest moment sunt foraje de la drumul național. Niciun foraj în mine și încă un foraj nu mi-am dat seama. Cu toate că persoana respectivă, și spun cine e, a fost de acolo să-i spart de dorul tot. A fost. Respectiv Mihai Rachiat. A fost de acolo să-i spart metodul, dar am făcut un foraj acolo. Costurile de foraj pe 10 metri la magazinul ăla este de 150 de milioane. Eu nu permit ca de tot. Ok, am făcut forajul. Eu nu permit acum ca la Anton Salta să-i fac 5 metri de foraj să dau 75 de milioane. Eu acasă la mine am băgat și eu 20 de milioane în podețul ăla și am încățit în 5 metri, pe 6 metri și mi-au săpat și mi-au făcut foraje. Adică, pe proiect, vă spun ce, pe proiect betonul aferent care te vea în toată primăria. Dacă persoana unde s-a săpat, solicită, Neunică știi că am vorbit cu Neunică. Neunică, eu spart cu Neunică, eu o plac acolo, goază Neunică și am zis Neunică, gândește cum o fac. Dacă voi să torn tot, îți torn tot. La mine, spre exemplu, stau și mă gândesc, ori tot numai supra fața respectivă, pentru că metodul ăla cu navic are baza de așezare. Adică persoane care îi s-a tăiat pe zona respectivă, dacă solicită să-i tot toată suprafața, eu îi tot toată suprafața. Dar nu pot face foraje. Iar o problemă cu Siminu. Nu știu ce s-a întâmplat cu Siminu că eu fac tot foraj. Eu nu am plătit foraj. Acum revenind la această dumneavoastră, dacă persoana fizică, eu, vă pot dau credea, că sunt și persoană fizică, nu mă ajute, când a ajuns în dreptul meu, am solicitat către ei, măi, te rog frumos, fă-mi forajul și îți plătesc 10 milioane, nu-i problema ma ta că ești primar, băi? Nu, eu asta am întrebat, da. Au venit întrebări de interes și, da, sincer, nu am știut ce să răspund. Înțelegeți că la Mirela s-a făcut forajul și rămâne, îi plătește primăria, nu? Îi plătește primăria, dar nu este un foraj.
veți gândi când se va ajunge să turnăm beton cu sătare? Primăria, primăria, următor. Pe exemplu, la dumneavoastră, primăria trebuie să vă doamne tot pe dețoara. Acum, o altă întrebare. Și cu compactarea asta, până la turnarea betonului, cine credeți? Să o luăm pământul de acolo, s-o lăsat după prima ploaie jumătate de prună din ce? Trebuie niște balasturi. Nu, hai să trecem pe la duce. Nu, disconfortul. Trebuie să înțelegem și lucrul. Ultima factură. Ultima factură, dacă țineți minte, ultimele de contrări, pe Valea Pisecii era distrus. Era un lucru de lucru. Și țineți minte că a venit într-o vine în dimineață multe echipe și au făcut curățări. Da? Deci ei, acum, când vin, vin bani de la minister, da? Ei, dacă nu fac curățenie în totul ăla, așa, nu mi-e plătesc. Adică orice remediere acum, să zicem, s-a lăsat, ei trebuie să facă remediere. Uitați-vă în spate, nu știu de la ce vă da, da, se vede, la ce vă în spate. Parcă este ce ai făcut prima de contact. Eu aș avea o propunere. De la fărică, de la fărică, de la fărică, Bodesat, în spate. De la fărică, Bodesat, omul. Nu, 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 eu aș avea o propunere. Eu aș avea o propunere. Stat un pic în urma lor, măcar trebuie de drăguțe de oamenilor să le compacteze, să le facă ceva, să nu lase în halul ăsta. Ia de mărat, în doar intrare în curte, câți doamna să mai face curățenie, să mai aduce umplutură, să mai... Măcar intrările, când dai cu mașina acolo, te-ai dus, ai luptă și ai avut scandală. Am văzut că asta e. Nu, ia o problemă. Cărbinii de alea care sunt de vizitat, în faptul scăbinii, nu care ce era așa, care a fost ridic la nivelul solului. A, te vinde pe aia. Mai jos și mai la planul. Este mai jos față de nivelul solului, 20. Ia, 20. Ce-a spus? Mă, dar vinde la nivelul solului. Și ce mi-a spus? Că nu găsesc inelul. L-am notat, când găsesc inelul respectiv, vine inelul și ridică. Mi-a spus așa că pe perioada cu vidului aia de la Sema, de la Iași. Simetrica. Nu Simetrica, Semacul. Semacul de la Iași nu a lucrat. Și a cumpărat tubul de la Codomeniu, Condomeniu de la Comănești. A spus, în calitate proastă, cei de la Codomeniu cu cei de la Soma. Dar nu a avut Dumnezeu și a cumpărat. La un moment dat, la Dumnezeu Național, aici a pus un lucru, un capac de ala care nu mi-a plăcut. Și a zis, băi, dar nu se compară. Și zice, nu fi mal, dar pe părata Covid nu a lucrat din compediu ăsta, pe domeniu. Sau Semac, Somacu, Somacu de la Iași nu a lucrat. Adică pe părata Covid nu e în puțin. Deci, mi-a zis, vine în linie, deasupra. Da, pe unele, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, deja sunt sub nivelul zero. Unele sunt deja pe o parte. Sunt zone unde capacul e pe o parte. Și doi, într-adevăr, dacă noi când punem, când cimentăm, dacă terenul nu e lăsat, adică trebuie să așteptăm 7 ani până se lasă pământul ca să facem placa respectivă, sau dacă noi am turnat placa și se lasă pământul de desubt, placa aia mai este rezistentă, cum îl vom umple pământul sub placa? Aici vă spun mai ceva. Poți să compactezi cu câtă compactare? Tot se lasă. Dar se lasă în de 7 ani zi. O zi faci cu o compactare, tot se lasă. Dar se lasă în zone mici, adică nu... Eu ce pot să spun, eu m-aș fi aștepta să-mi puneți o altă întrebare care aici chiar m-a fi încurcat și nu știu. Adică eu m-am gândit, dar așteptam o întrebare de dumneavoastră. Dar nu mi-a spus și verificarea în instalații. De canalizare. Și chiar mă așteptam să-mi spuneți cum se verifică instalația de canalizare. Nu mi-a spus. Adică între șansul ăla de compactare și verificarea unei instalații, este ok verificarea instalației. Și chiar mă așteptam să spuneți cum o să verific această verificare de instalații. Da, rămâne pentru șerța viitoare. Pe ce știi care răspunde urgent? Nu. Nu. Și vă zic. Da, raportul, raportul, raportul.
Că acolo, că am două posibilități. Nu știu cum să faci. Deci cine plătește asta? Așa mă întreabă cu inima. Ia uite, ca să faci aceste acorduri, va fi o situație nu dificilă, foarte dificilă. În sensul că, să-i dai unei societăți, eu am chemat oameni din Câmpul Tise, pentru că fiind zona asta, trebuia să-i chem ca să... Și i-am solicitat, sece de un loc, să-mi facă o ofertă pentru acordare. Acordarea astfel încât să am luat acordarea. Și cât credeți că mi-a solicitat pentru acordare? 12.000 de lei de la condare, adică de la țeava de pe mijlocul cu drumul până la palta mata. N-am zis, numai pe câmpul Tisi, 12.000 de lei. Și am venit pe care nu s-au plecat numai pe câmpul Tisi, un miliard a fost și i-am prezentat, i-a fi costat 8 miliarde. Nu ai cum să dai de 1 miliard de lei. Situația asta va fi foarte tot să-i trai să vă rog. Nu, dar facem altceva mic. Și atunci vom înființa o societate, domeniul public și privat, altă unei sânduie, da? Și vom subvenționa, vom finanța acel proiect, da? Către acea societate, de la mijloc, până la poartă. Cu trei oameni vom subvenționa aceste societate cu un bruto de la 5.000 de euro, 6.000 de euro și vom executa noi aceste lucrări. Adică, cetățeanul va, se va raconda de la căbuta mea cu șanțul, cu scotuptele, pe 5 metri, 6 metri, trebuie asigurate de primărie. Cine este pe domeniul public? Până la domeniul public. Pe domeniul privat, cum am dat. În momentul ăla, spre exemplu, la Mata, zona este foarte mică. La Mata, la Mata, în zona mică, imediat a fost o gaură. Da. Problemele sunt, sunt distanțe mai mari, spre exemplu, pe centru aici. Și atunci va trebui să există o colaborare între primărie și cetățeanul respectiv. În momentul când am venit la tine la poartă, primăria face bucățica aia, tu faci tu bucățica aia. Adică nu mă lași suspendată în aia. Tu trebuie să vii cu cheltuieli necesare, adică să faci și cu conducta, ca să fie la acordul cu tine. Posibilitățile astea de acordare poate fi făcute acum sau după finalizarea lucrării. Problema mea cea mai esențială este următoare. Eu dacă înființez această societate în momentul cu investiții privat, o subvenționăm cu 1 miliard, angajăm 3 oameni și începem mai. Voi se vor fi multe discuții în sensul că până pe data de 31 decembrie ei vor trebuie să finalizeze acest lucrare. Dar cum vor finaliza până la 31 decembrie? Vine perioada de iarnă. Lucrări se vor finaliza, presupunem, prin reducerea fundului, în cazul excepțional, pe aprilie noiembrie, aprilie mai. Dacă eu, ca și cetățean al Comunei Sănătății, voi face un acord și voi plăti primăriei în luna august, bineînțeles, voi vine la primar și zic, domn primar, mi-ai făcut acordul, de ce nu dai drumul la canalizare? Deci, eu merg pe ideea, exact cum s-a făcut în alte comune, să se finalizeze lucrarea cu proces de dare de licenție și în momentul ăla vom ființa această societate nu cu 2 angajați, cu 10 angajați. Astfel încât să putem să ne descurcăm cu sume mici. Adică, n-ai cum să supozi doar pe încutiți cu 1.000 de ani. N-ai cum. Nu s-o dedicați la urmă, mai de 40. Da, nu știu cum calculați. La 120 milioane. Ținând cont că mine, Codaș, deci nu despre asfaltul, pentru că până la urmă și un kilometru de asfalt poți să faci bun. Și când îl vom, săpa în curmeții și atunci va fi plângere. Vom vedea în viitor. Chiar dacă îl compactăm, nu îl compactăm, o să vedem cum se va distruge. Bun. Ce se va distruge? Cum? Când drumul se va distruge. Dar trage drumul? Păi da, dar pornim de la discuția anterioară, compactarea naturală. El se va compacta și la un moment dat se lasă, Îi dai un strat de uzură, anul viitor deja iar începe să facă de nivelă. Ce se face? Era o soluție și trebuia pus un pic în, balans și pe orașa. Unde? Eventual, pe cum putise. Păi cum se face, domnule, 75 de milioane, de asta vorbim niște lucruri care au 75 de milioane, 75 ori 4, 3 milioane, 2 milioane, 3 milioane. Ținând cont de cât costă întreținerea, reamenajarea drumului, refacerea drumului, s-ar putea să fie și mai liniștit.
Pentru că îți spuneau la 75 de milioane și un termen de acordare în fața beneficiarului. Ofer, dar este 220 milioane, cu cămine pe tot, v-am arătat. Dacă o să vă cere mai multe oferte la diverse firme, poate se găsește și mai condenare. Probabil să vă găsim mai multe. Deci, bun, dacă faceți 40 de... finalizată și după văzut ce se întâmplă. Și vreau să spun, da, au fac ocupații cu alte probleme, dar noi avem un căr și asta nu pot din mine, așa, mi-a așa, mi-a asta, pe tot. Alte întâmplă. Cam.